Bună ziua și bine v-am regăsit. Doar ce am terminat videoclipul cu butașii de trandafir japonez și acum vreau să vă arăt și butașii de dafin. Ce rezultate am avut la înrădăcinarea butașilor de dafin. Am adus aici pe masă toți butașii de dafin pe care i-am tăiat în toamna anului 2020 și am adus și trei dintre plantele din care am tăiat. Aceste plante sunt plante înrădăcinate de mine în anul 2019, în toamna anului 2019. Și aceia dintre dumneavoastră care ați văzut videoclipul, acestea pentru că erau așa înalți, au crescut doar pe verticală și nu avea niciun lăstar lateral. Am tăiat în înălțime, din ramura pe care am tăiat-o am făcut butași și după cum vedeți, la toți, sunt aici în spatele meu, știu dacă se vede pe cameră, după cum vedeți, la toți le-a dat lăstar lateral. De exemplu, acesta are 5 lăstari, acesta are 4 de la internodurile de mai jos. Acum o să vă arăt și butașii. Am pus în acest pahar 2 butași din aceștia, cum uitea eu, fără hormon de înrădăcinare, în pământ din grădină. Eu nu am umblat la acest butaș. L-am acoperit cu acest pet, l-am udat prin gaura petului. Și sincer să fiu, a stat acoperit toate aceste 3 luni. Sunt în jur de 3 luni de zile de când am tăiat acest butaș. Am făcut acest butaș pentru aceia dintre dumneavoastră care nu au la îndemână turbă, alveole și hormon de înrădăcinare. Să vedem ce rezultat am obținut aici în primul rând. Iese cu totul. A prins pământul crustă și iese cu totul. Are și o frunză. Vedem ce se întâmplă aici. Mai aproape de cameră. Acesta nu are nicio rădăcină, după cum se vede. Arată foarte bine, este încă verde, frunzele sunt la fel de cum le-am tăiat atunci, dar acesta, uitați, avem 2 rădăcini foarte mici aici. Acesta s-a înrădăcinat. Deci avem o reușită. 50% procent de rădăcinare la butașii puși, cum ați putea să-i puneți oricare dintre dumneavoastră. Acum la acești butași. Aici avem o buruiană. Aici o rădăcină. Uitați, acesta avem rădăcină. Aici am pus 2 butași, o să separ cubul, ca să nu mai încep alt alveol. Uitați, unul nu s-a prins, și al doilea, uitați ce rădăcini frumoase avem. O să scos din cealaltă alveolă. V-am spus, la formarea rădăcinilor la butașii lemnificați, procesul de înrădăcinare durează cel puțin 3 luni. Uitați, avem și o râmă acolo. Uitați ce rădăcini avem. O să sparg acest cub, pentru că oricum este divizat de această râmă. Vedeți mai bine rădăcinile. Mai scot câțiva butași păsărite așa. Uitați.
Ca și la acesta cubul. După părerea mea, să știți că la butașii de dafin am un procent de prindere de peste 50%, cred că în jur de 60%. O să mai scot câteva butași, după cum îi văd eu văd mai bine ca dumneavoastră. Uitați, în acest cub au fost 2 butași. Uitați, amândoi au rădăcină. Observ că butașii făcuți din vârfuri, cum este acesta, vârfurile ramurilor, fiind nelemnificați, nu au făcut rădăcini. Majoritatea care sunt făcuți din vârfuri s-au uscat. Am scos un singur șigă. Da, acesta nu are. Și acesta are. Deci cu siguranță rezultatul este peste 50%. Ceea ce pe mine mă mulțumește, vă dați seama, din 200 de butași tăiați, nu știu, în 20 de minute, o să obțin în vara anului următor, o să am cel puțin 100 de plante foarte frumoase. Că acum ei nu cresc, vedeți că n-au format niciun lăstar nou, pentru că sunt temperaturile foarte mici în solar. Dar odată cu venirea primăverii o să intre în vegetație și o să crească. Cam atât a fost cu butașii de dafin pentru anul 2020. Acum din aceste plante cred că nu o să vând nicio plantă, pentru că o să le opresc în continuare pentru mulțire. De anul trecut am în jur de 60 de plante. Să le pun în ghivece mai mari, să crească mai mari și am mai multe ramuri, să crească cât mai multe ramuri, să pot să fac cât mai mulți butași. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și la acest episod. O să vă las link în descriere de la videoclipul în care am tăiat acești butași pentru aceia dintre dumneavoastră care nu l-au văzut. Și până data viitoare vă doresc numai bine!